Deci locul unde ne găsim în prezent este locul unde trăia toată nobilimea Chișinăului. Deci Chișinăul a pornit de jos, de la Biserica Măzărachiu, de acolo era un izvor, de unde a pornit Chișinău. Și aici a fost construit centru, deci unde toată nobilimea. Dar era cam greu aprovizionat cu apă și aduceau căruțele de la Bâc, mă rog, era foarte greu. Și Bernardațe, arhitect, care pe urmă este numit de la 1851 până în 1870 un arhitect prima Chișinăului, el la vârsta de 25 de ani este numit arhitect prima Chișinău. El totuși hotărăște, gândește acolo și să construiască două turnuri. Unul a fost pe strada Vasile Alexandrii, colț cu Veronica Micli, dar în 63 a fost aruncat în aer. Și noi spunem că asta că este ca o perlă pe harta Chișinăului, că el s-a păstrat, deci, și a îndeplinit diferite funcții. Prima funcție care a fost turn de apă. Și iată, construind, dar cam greu s-a construit turnul ăsta, că s-a început la 1860, pe urmă s-a delăsat, deci, și numai când a venit Carl Schmitt, la 1888, este construit și el este cu un an mai mare decât turnul Eiffel. Și iată, până la etajul 5 care noi am fost, erau așa numite cisterne cu apă, de unde se aducea cu căruțele din Bâc, turnaș, prin spompa prin pompă și spompa, dar nu în casă, dar așa erau numite fântâni lângă casă. Dar asta nu-și permitea fiecare, numai care avea bani. Și mai târziu, la 1892, deja este tras canalizația. Deja, cred că în casă a ajuns apa. Când nu întâmplător să mai găsesc și țevi de lemn, ăștia care la canal găsesc câteodată țevi, fragmente din țevi de lemn. Deci turnul de apă, el a funcționat până în 1940. 41, că așa, până asta, pe urmă, el a fost folosit ca foișor de foc. Era un clopot și când dădea alarmă, pompierii luau măsuri. Pe urmă, în anii 60, aici au fost în observatorie. În 80, Valeriu Gagiu a turnat filmul Cânticul Dragostea Mea, un rol principal l-a jucat Sofia Rotar, cetățean de onoare a orașului Chișinău și regretatul Grigore Grigore, uite pe scările astea, care le vedeți dumneavoastră, că sunt scări vechi, au 127 de ani și tot 120 de trepte. Înălțime cu tot, cu acum cum e reconstrucție, e de 27 de metri, asta e înălțimea unei clădiri cu 9 etaje. Înțelegeți cum? Și vreau să vă spun că turnul a suferit foarte mult cu tremer, deci dacă să luăm în istoria Chișinăului, adică în istoria orășenilor care a rămas anul 1940 când ne-a scuturat bine, turnul s-a păstrat, în 77 când ne-a scuturat bine turnul iarăși și chiar vreau să spun, iată un moment de când eu lucrez aici, pe 90, o să cu tremur ziua. Deci noi eram mai mulți ghizi, am coborât dintre copii, pe următorii și eu am rămas la etajul 5 între ușă și când a început un zgomot, toate exponatele, aveai senzația că e sfârșitul lumii. Dar cei de afară când priveau, ei rămau uimiți, fiindcă știți, turnul se clătina așa cum o frunză toamna, care ne rămâne pe copac și o clătin dintr-o parte în alta, pe așa și turnul, dintr-o parte în alta se clătina.